Bine v-am regăsit, fetelor! Astăzi o să facem niște modele de sărbători, dacă tot vine Crăciunul. Aici am două tipsuri. Pentru început, nu uitați să dați un like, un subscribe și după ce vizionați videoclipul să îmi lăsați un comentariu, să-mi spuneți dacă ați încercat aceste modele și cum vi se par. Comentariile voastre mă ajută foarte mult. Haideți să facem în următorul fel. O să luăm două culori. O să luăm alb, așa, respectiv negru, și o să-l aplicăm peste aceste două tipsulețe. Și o să le băgăm în lampă. Ei, haideți să-l facem și pe acesta negru. La fel o să-l băgăm, să-l polimerizăm pentru 60 de secunde. Ok, până se polimerizează, o să pun o coală albă ca să nu murdărim. O să am nevoie de o matriță, această matriță, racletă, ștampilă, această ștampilă, este ștampila de la Nartis. O să curăț matrița. Ok. Știți că pentru curățat folosesc acest plate cleaner. Este foarte, foarte bun, dar trebuie să aveți grijă că este foarte puternic. Și voi folosi această ojă de ștampilă. Este un rose gold sau metallic gold. Hai să vedem ce iese. Începem să luăm niște fulgișori drăguți. Facem mai mult și vedem pe care îi punem. Ne uitați ce frumos s-au luat. Ok. Super. Curățăm. Și acum o să încercăm pe celălalt tips negru, să luăm doar câte un fulg, să-i punem puțin mai aglomerați, da? Ustogolim. Punem primul fulg. O să luăm alt fulguleț, să luăm unul de aici mai măricel un pic, tragem, rostogolim, i-am putea păstra pe amândoi, fără nicio problemă, unul o să-l punem undeva în zona aceasta. O să iau ce a rămas. Ok. Cumzăm și unul punem. Să punem o idee să fie mai puțin mai aglomerat, da? Hai să mai alegem unul mai micuț, care ar putea fi chiar și acesta de aici. Tragem. Rostogolim. Aici a rămas puțin pătat. Okay. Luăm excesul, trebuie să vă mișcați un pic repede, că dacă nu se usucă, ne uităm, putem să privim prin ștampilă, să vedem unde aplicăm, da? Ok, le avem acestea două,
O să strâmbești de pe masă și mai facem un lucru. Perfect. Și acum o să iau. Acest finish este un finish mat, foarte, foarte drăguț. Și o să aplic pe primul tips și respectiv pe al doilea tips. Să vedeți ce frumos va arăta și ce frumos se va combina totul. Eu știu că de sărbători noi nu prea avem timp liber. Opa! Așa și băgăm o lampă. Luăm și pe al doilea tips. Așa, să vedeți ce fac eu aici. Să vedeți ce frumos se vede și pe negru. Nu vă plimbați foarte mult cu finish-ul, pentru că va dispersa ușa de la ștampilă. Ia uitați. Superbisime. Și acesta este un model pe care puteți să-l faceți foarte, foarte rapid, fără să pierdeți timpul. În mod special mie îmi place acesta cu negru. Nu uitați să dați un like, un subscribe și să vizionați și celelalte videouri cu idei de sărbători.